Dumneavoastră aveți ceva timp de gândit la masterclass, nu? Informație nouă? Poftim? Vreo 20% nouă. Adică, concluzia care? Mai mult spunem că, sunt perfecționat, cât să vă spun. Ideea constă în felul următor, că cunoștințe, eu vă garantez că aveți suficiente pentru a face treaba. Ideea stă în acel ceva care transformă gândurile, dorințele în acțiune. Adică trebuie să acționați, da? Trebuie să aplicați ceea ce cunoașteți. Da? Atunci o să fie valorificat tot ce aveți, tot ce știți. Bun, haideți să mă prezint, poate nu mă cunosc cu toți, dar eu mă numesc Argint Andrei, sunt consultant financiar în cadrul companiei DavoCase. Și după cum ați intuit, da, astăzi o să ducem masterclass-ul împreună. Bun, cum crezi despre ce o să discutăm astăzi? Foarte lucru, aici. Când ce masterclass-ul. Haideți să fac așa ca o paranteză. Eu atât lecțiile, cât și masterclass-ul, eu obișnuiesc să fie interactiv, ca să discutăm. Dar nu vreau să fie dus lecția într-o, la masterclass într-o manieră, ca și cum ați fi la un curs la facultate, în orientul de la stați într-un curs, stați în telefon. Da? Dacă tot ați venit, să discutăm și să plecați pe ceva de aici. Bun. Deci, despre ce am spus că discutăm? Factorii geopolitici, da? Avem noi acum o situație în care sunteți toți la curentul cu ea, da? Ce părere aveți despre situația actuală? Nu cred că e un subiect care trebuie discutat în cazul ăsta. Uitați-vă. Este un subiect care, într-adevăr, este neplăcut. Dar este un moment care trebuie să-l conștientizăm și să gândim liber. Da? Doar din acest motiv vreau să vizez acest subiect. N-am să intrăm în detalii, nu vreau să facem dezbateri politice sub nicio formă. Nu asta este scopul nostru. Discuțiile politice niciodată nu au avut. Fiecare își are părerea lui și asta. Ideea este alta. De toată situația care este acum acolo, da? Pe noi, ne afectează asta? Da. Foarte. Bun. Cum ne afectează asta? Noi e un parte de mare, pentru că e un supermarket. Odată e vorba de importul, da, de produs, fiindcă, din păcate, Moldova mai mult importă decât exportă. Data asta. Dar, hai să spun așa, politic. Să presupunem totuși că ne trezim cu armata rusească pe graniță. Și asta vreau să fac așa, ca o paranteză. Că nu cred că este cazul de a ne panica. Ba, din contră, trebuie să fie liniștit și calm. Fiindcă noi nu suntem în situația în care am putea cumva să ne opunem. Da? Ceea ce ne vizează pe noi este situația că o să acceptăm așa cum este, părerea mea. Da? Și o să ne conformăm realității și o să mergem mai departe. Da? De asta trebuie să gândiți limpede și rece și pe cei apropiați să-i calmați în acest sens. Da? Fiindcă cele mai proaste decizii se iau în panică. Da? Asta am vrut așa o chestie personală, ca o paranteză. Adevărat, un pic neplăcută, dar asta este, ne conformăm, dar trebuie să gândim la rece. Este?
Bun, haideți să trecem peste. Ce s-a întâmplat la... Dar noi totuși ne interesează, nu politica, ne interesează ce? Piețele financiare internaționale, corect? Fiindcă acolo, de fapt, suntem noi, noi traderi. Ce s-a întâmplat din cauza, ca și urmă, acestui conflict? Spuneți. De ce? De ce a crescut pe drumul? Deoarece foarte mult petrol se exporta, gen, se importa din Rusia. Și deoarece... Rusia e ca și volum de export la nivel mondial, da? Era cam pe al doilea loc. De asta faptul că se întrerup toate relațiile comerciale cu Rusia, asta ce înseamnă? Creșterea prețului, deficit și lipsa de ofertă, adică ofertă, cererea este aceeași, în schimb oferta este mai mică, dar prin urmare și vedem ceea ce vedem acum pe piață, da? La toate tot ajuns astăzi petrol. Și Brent-ul? Nu, Brent-ul 110. Iar 111. Bun. Aurul ce a făcut? De ce au crescut aur? Deoarece panică și oameni panică investești în aur. Parcă de fix, nu există părere corectă, părere greșită. Fiecare are un punct de vedere, da? Oamenii își investesc bani în aur când este un conflict sau... Ce înseamnă aur? Aur asta este un instrument de refugiu. Și în cauza, ce înseamnă război? Asta înseamnă o instabilitate politică, care, prin urmare, provoacă ce? Și o instabilitate economică. Și în momentul în care, dacă eu am investit bani în anumite active care nu sunt stabile, ca să nu risc, ce fac? Îmi caut un instrument de refugiu în care îi pot. Fiindcă dacă se scot și o să stau cu cash-ul acasă, ce o să întâmple? Îi mănâncă inflația. Și de asta ce fac? Îi pun în aur. Da? Și în consecință de ce-o crescut aurul, fiindcă în maniera în care v-am explicat acum, așa gândesc investitorii și, prin urmare, apare ce? Cererea la aur. Toți pe mulți vor să investească în aur și dacă apare cererea, ce se întâmplă cu prețul? Crește. Da? Bun. Dolarul ce s-a întâmplat? Crește. De ce crește dolarul? Oamenii văd dolarul, nu știu, ca o valută. Dolarul știm că stă la baza, da, economiei în general, la nivel internațional, pentru tot ce se vinde pe piață și se cumpără, dar mă refer la mărfă, la nivel internațional, se vinde ce? În dolari. Da? Chiar și același gaz, noi îl cumpărăm de unde? Din Rusia. Moneda noastră națională care? Leu. Să avem și? Rubla. Cumpărăm gazul în ce? Dolare. Parcă ceva nu se lipește, nu? La noi leu, la dăm și rublă, dar cumpărăm în dolari. Dar eu am spus să cumpăr petrol în euro. Prețul petrolului în ce? Dolari. Dolari. Prețul aurului pe unce în ce? Dolari. Dar presupun că știți din ce cauză. Știți sau nu știți? Spuneți, da, nu, parcă vă frică. Nu știți din ce cauză? În urma cărui eveniment a ajuns dolarul, așa spun, la baza economiei mondiale. De standardul de aur. Ați auzit? Da, anularea standardului de aur. Tot a fost pe fond de război asta, s-a întâmplat când? În anularea standardului de aur, în 44. De președinte Nixon. Când... ce însemna standardul de aur? Țara care are cel mai mult aur, e cea mai bogată. Simplu, da? Și în 44 ce era?
spațiul european. Războiul care era în plină amploare, da? Atunci se răspundea Imperiul nazist. Și au început statele ce fac? Să intre în companie. Ca să vie Hitler și o să ne iau. Și atunci au venit americanii cu o soluție foarte, foarte inteligentă din punctul lor de vedere, din partea lor. Fiindcă toate războaiele au fost duse pe spațiul european, adică pe, pe teritoriul SUA nu a fost dus niciun război. Și ce-a spus americanii? Și ce-a țaură la noi, că ei nu mai ajung în baș. Dar eu stă aici în siguranță. Asta și s-a întâmplat, s-a trimis pe taură în, în state, o trecut ulterior și războiul și s-a spus. Uitați, dar numai că asta e bineînțeles că în mod diplomatic, frumos, au ieșit americanii. Eu vă spun așa mai, unde venești. O să fie mult mai simplu ca să nu cărăm tot aurul ăsta, noi ce o să facem? O să vă dăm echivalentul în dolari. Și așa că ăsta a fost, cum spune rusul, dar hot canyon. Și în așa manieră ce a făcut? Am împrășteat dolari pe tot spațiul. Da? Și prin urmare, da, asta este și ca, o, ca urmare acestui eveniment, da, a apărut și piața valutară. Când a apărut piața valutară? 73. Da? Fiindcă până atunci erau interzis, așa să spun, la nivel internațional schimbul de valută. Dar după asta era nevoie, în mod firesc, da, trebuie să schimba dolari cumva. Și așa, în așa manieră s-o și împrășteat dolarul pe tot globul și până în ziua de azi, se tot ține. Bun. Luați. Unde a rămas? Cu standardul de aur, dar până la standardul de aur ce-am citat? Da, și piața de aur. Faptul ăla și v-am văzut. De fapt, vrem să, să discutăm, deci am făcut așa ca o paranteză la, la situația asta, fiindcă trebuie să ne uităm pe piață ce se întâmplă și să ținem cont. Da? Hai să vedem, care sunt plusurile și minusurile de ce avem acum pe piață? Volatilitatea, e destul de bună, acum pe piață. Iar minusul? Nu prea ajută analizarea. Da, mișcările sunt mai mult fundamentale. Adică piața este cum? Mai puțin previzibilă. Mai mult, dar cum ați menționat și dumneavoastră, dar este vorba de fundamental. De aceea să spun că prognoze pe de lungă durată, da, pe viitor, nu cred că am putea face, da, niște prognoze certe, da, că sigur să fie până acolo. Da, acum, în principiu, recomandăm, da, tranzacționările de la nivel la nivel, pe moment. Nu în ultimul rând, ținând cont de fondul evenimentelor care se întâmplă acum, da, în ultimul rând, dați șansă tranzacțiilor să crească, asigurându-vă cu ce? Exact. Da. Și în așa manieră, da, sunteți liniștiți. Bun. Și încă un moment foarte și foarte important care să o să vă scape, da, de bătăie de cap. Cum credeți care este? Volumă. Mai ales în situația dată, dacă în piața este imprevizibilă, asta ce înseamnă? Trebuie să fiți și mai vigilenți la volumul care le spuneți pe piață. De ce? Fie micșorați volumul, fie păcreșteți depozit. Da? De fapt, cheia în toată tranzacționarea, cheia în siguranța voastră pe piață, asta stă în volum.
Noi tot batem în ideea asta. Aveți grijă la volumul care ne spuneți pe piață. Da? Volumul trebuie să fie racordat depozitului pe care îl gestionați. Da? Faptul că cineva tranzacționează cu 10 loturi, da? Pe, nu știu, pe petrol ăsta, nu înseamnă că și eu tot înseamnă că trebuie să mă cu 10 loturi. Păi om și ăla poate are depozitul de 300 de mii, dar la mine depozitul numai 50 de mii. Este. De asta fiți foarte atenți și vigilenți la volumul care îl expuneți pe piață, mai ales în situația actuală, piața este da, mai puțin previzibilă. Haideți să discutăm totuși ca idei, pe ansamblu, viitoarele nivele, unde el ar putea să ajungă prețul. Cred că nu, n-ați fost anul trecut la masterclass când am discutat eu despre Fibonacci, ați fost? Da. N-ați fost. Dumneavoastră doar ați fost, da? Ok, dar celorlalți cred că o să vă fie utilă informația care am să vă spun. Câte tipuri de instrumente cunoașteți, de Fibonacci? Poftim? 3 4 4 2 Poftim? 2 Încă păreri? 6 Poftim? Spuneți mai tare, v-am spus, nu-i... Cunosc 2, poate... Da, dar nu... Adică nu vă trezit curiozitatea, să vă uitați pe următoare în schimbă, dacă vreți să vă uitați. Da. Într-adevăr, ele sunt 6. Dar care le știți? Linie, expansion, canal, veier, apoi cheie, sunt 3 de expansiune, veier, canal și vertical, și 3 de prognozare când e am update, când e discrezi. Eu vreau pot să-l pun atât pe un trend ascendent, cât și pe un trend descendent, pe un impuls ascendent, adică, general, Fibonacci, el spune pe impuls sau corecție, de fapt, dar deja de instrument. Ce vreau să vă spun? Da, și știți care? A spus că linie, expansiune, canal, layer. Poftim? Zonele temporare au Fibonacci. Și încă unul? Retragere. Retracement. Asta e linie. Și încă unul? Fibonacci arcuri, care de fapt este mai complex. Ce știm noi? Calculează Fibonacci linii. Corecție. Adâncimea corecției. Și Fibonacci expansion ce calculează? Următorul impuls. Următorul impuls. Pe situația, pe un impuls, da, sau pe expansion, e vorba de impuls și corecție actual. Farmecul la arcuri, că eu pot să-l plasez pe, adică îl plasez în trecut. Ca să-l arcul lui să se răsfrângă pe viitor. Și în așa manieră pot să văd eventualele... De ce îl spun acum, de ce să-l folosim acum? El e ca zonă ipotetică, până unde el ar putea să crească instrumentul. În momentul, da? Fiindcă acum același petrol, el cam deja ajunge pe sus, dar deja nu o să mai avem unde să-i punem nivel. Da? Sau mai ales pe indici bursieri. Foarte bine lucrează, fiindcă indicii bursieri tot au tendința de a crește, corect? Și la un moment dat, pur și simplu, e maxim nou și efectiv n-am unde să văd îl străbat, până unde îți duc. Bun, folosesc expansion. Dar o să vedeți că arcul, el este mult și mult mai, mai complex, da? Fiindcă expansion, dacă îl pun, ce mi-arată? 61, 100 și 161. Este?
Șansă să vă arăt arcurile, cum, cum putem să, să le folosim. Deci, Fibonacci, Fibonacci linie, da? L-am plasat pe impuls, a făcut corecția. Străbat de nivelul 0, iau ce? Fibonacci care? Expansiune, zic că nu ne spune mai departe. No, Fibonacci, arcuri, el de fapt le include pe asta două, în funcție de setările care se le pun. Dacă am să-l pun, da, Fibonacci arcuri, dacă am să-l pun pe un instrument, așa să-i spun, pe un instrument, pe un impuls local, o să spuneți pe el, bun, care e diferența, că e același Fibonacci. Imediat am să vă arăt pe calculator. Asta e deosebirea, da, și farmecul la arcuri, fiindcă dacă la momentul actual nu am un impuls, eu pot să caut în istorie, așa spun, în trecut mai apropiat, un impuls mai frumos pe care să plasez Fibonacci arcuri și în care eu am să văd până unii el o să meargă. Și o să vedeți imediat cum el lucrează. Bun. Este cineva în sală, și fără niciun fel de jenă, care poate nu înțeles bine la curs exact Fibonacci linii sau expansion. Cum funcționează și care e rolul lor și de unde s-a luat nivelul este 61, deși 61, deși 38. Toți știți? Știți? Ok. Bun. Înseamnă că o să trecem direct la Fibonacci. Da. Și am să vă arăt cum aș putea să folosesc, da? Ca să-mi dau seama până unii el o să crească mai departe. Da, nu știu. Bun. Ce părere aveți că nu ne crească pe drum? Poftim? 120. De ce 120? Este un nivel ceva cu nașii expresi. Poftim? Toate, cu nașii expresi. Și la două. Alte păreri? Dar J.P. Morgan spunea astăzi că până la 50 ne poate să crească. Voi ce părere aveți? S-a deamnicat, dacă ați văzut că acum petrolul parcă a făcut un dublu vârf în plus. Asta e tot? S-o mai are de crescut? O să crească. Cred că sunt mai o corecție și după altă. Deci totuși sunteți de părere că asta nu a fost toată subiectul petrolul. Da? Fiindcă sancțiunile, da? Ce fac? Abia încep. Haideți să ne uităm pe petrol. Bun. O mică remarcă. Fibonacci, ăsta arcuri, el foarte și foarte bine funcționează în H4. H4, eventual de el, da? În H1 mai puțin. Încă o proprietate a Fibonacci arcuri, trebuie să observați că el își schimbă, arcuri își schimbă traiectoria, în funcție de time frame. Da, o să vedeți că el, de exemplu, H1 o să arăte într-un fel, H4 o să arăte altfel. În Dale o să arăte și mai lung. Da? În H4, în principiu, destul de bine el arată. Așa.
de exemplu, haideți să vedem vreun instrument, vreun impuls pe care aș putea să folosesc. Da? În momentul actual, dacă am să iau Fibonacci, da, e clar, iată, aștept. Am să iau A. Obiecte. Am să merg pe A. Dacă am să o plasez acum, am să se spun și cu aia. Să o vedeți. Așa. O să spuneți pe bun, care e diferența. Da, pe lângă asta sunt numărul. Se vede sau nu? Pe lângă asta sunt numai 3 nivele și dacă de deasupra am spus cu luna și linie, e tot acolo. Și al arcului 38 și al linii 38, pentru ce s-a mai complet. Da? Pe un impuls actual, da, așa este. Dar dacă ies și la momentul actual, da, chiar nu-mi este util arcului. Pentru asta eu ce am spus? Ca să mă duc pe un instrument când pe un impuls în ce scuze în istorie și am să pasez arcul. Am să iau pe direcția impulsului, da? Pe urmă maxim. Chiar cred că și unde eu să potrivească, dar ok. Și o să spuneți cu ce mă ajut el pe viitor. Dar o să mai plăsăm și niște nivele. Știți că puteți să adăugați și să faceți nivele de Fibonacci. Da? Așa, o să mai adaug. Care nivele lipsește? Sub 23. Da? 23 și 6? Mm-hmm. 23. Așa. 23 și 6. Ok. O apărut? Este. Și o să-i mai punem că el merge bine. O să-i mai punem încă un nivel, care eu nu trebuie de mai puțin folosesc, dar acum el este. Este vorba de nivelul 76 și 4. Așa zic. Care este mai jos. Și ce relevanță are el aici dacă el crește în sus? Este? El corecția nu a făcut. Asta spuneam, amintesc că îi spuneam că el e mult mai complex. El include și linii și Fibonacci. Dar deocamdată v-am arătat linii. Haideți să vă arăt. De fapt, la parametri este așa o birbă, elipsă. În momentul în care plasăm și elipsa, deja mi-au exact că nivelul 23 e asta, e deasupra. Deci chiar cum ar fi imaginea oglindită deja pe viitor, da? Nivelul 76 și 4, e aici sus. Și în așa manieră, eu am spus, da, chiar dacă acum el o depășește, am știut să ne orientăm pe un alt impuls, astfel încât ca să fie relevant, ca nivelele arcului, da, să fie la perioada actuală, astfel încât să pot să văd eventualele zone până unde el o să meargă mai departe. Sau, pur și simplu, trec într-un time frame mai mare. Așa, și am să-l pun, de exemplu, pe impulsul dat. O străbătut oricum. Mergem mai departe. Înseamnă că am ajuns deja pe un impuls mai apropiat din H4. Astfel încât să aibă relevanță arcurile care eu le plasez. Am aici un impuls frumos, este? Totul străbătut. Bun. Am
să iau tot ca, ca impuls. Și în principiu am zona uitață jos când vine coincide. Atunci e mai corect. Se observă? Da. Zona la 66 și 4. După asta gap-ul a fost până la 23, s-a respins până la 50 și s-a dus mai departe. O străbătut, uitați-vă cum s-a închis până la exact, sub nivelul 23, noptul din prima s-a străbat. Este? Da. După care ce a făcut? A mers exact până în următorul nivel, până în 38. S-a oprit următoarea lunare, la trebuie să se vede acolo, e un pic defect proiector, dar lunările se observă, da? Da, și după care da, el s-a oprit, a mers până în următorul nivel, exact la nivel s-a oprit, deci din nivel în nivel. Și cu umbrele a ajuns la, deja la 76 de la elipsă și în opt tot s-a străbată și s-a întors înapoi. Da, și rămâne deja, deja mai departe văzut cum o să țină cont din nivelele actuale. Haideți să-l punem pe istorie ca să vedeți că chiar și iată în așa situație, când el este iată oblic aici, așa nivelul, oricum un profesor altul el ascultă de dâns. Să-l punem pe istorie. Pe care e impulsul. Îl păsați mai întâi ori. Aici. Nu? Uitați-vă cum a fluctuat prețul. S-a respins la 23? Unde s-a oprit? Fix în 23 de la elipsă. Este? După asta, o străbătut, s-a oprit în care? În 50? De la elipsă. Da? Următoarea pauză. El parcă urcă pe trepte. Da? Următoarea pauză. Că e 61, da? După care 76. Și uitați-vă cât o stat sub, pe nivelul 66, da? După care o străbătut. Dar haideți să vă arăt totuși o situație în care să vedeți. Ca să înțelegeți cum, cum el ascultă despre oricare impuls în sens, el, cum spuneam un trader de meu, da, mificiștim образом, el oricum ascultă din nivel din cauză. Ia uitați, ce impuls eu l-am pus și cum el, ia, deci spuneam eu, el chiar și parcă în curbele este ascultă. Vezi? Da. Situația asta. Este un instrument foarte interesant care mai mult îl folosesc pentru prognoză. Deja intrările și ieșirile, dar în mod obișnuit, cum suntem obișnuiți, da, de la nivel la nivel, dar am să-l folosesc pentru o prognoză de lungă durată. Mai o să mai dureze trendul meu sau nu o să mai dureze trendul meu? Cam până unde el ar putea să meargă. Dar mai ales în situații, da, după cum spuneam, pe indici, unde când se formează noi maxime. Da? Văd un impuls cât mai frumos, ele din impulsul ascult. Văd un impuls cât mai frumos în istorie și îl plasez astfel încât sunt ca arborile care se răsfrâng, da, să fie relevante pentru situația mea actuală. Și deja pot să fac o prognoză cam până unde el ar putea să meargă. În martie, cred că, da, în martie anul trecut, stăteam la o discuție cu doamna Olga, și până unde a scris?
era pe la în jur de 5, între 50 și 60 de dolari pe baril. Am folosit 3 sau 4 instrumente, doar Fibonacci am fost. N-am pus niciun nivel nimic, doar Fibonacci am pus, inclusiv și zonele temporare. Îmi arat, după prognoza care mi l-a arătat Fibonacci, el aproximativ în august, la începutul lui august, mi-a arătat zona de 70-80 de dolari. El a ajuns chiar și mai repede acolo. Adică, concluzia care? Poate să nu se fac difus. Că lucrează, da? Da, este destul de interesant. Da, de asta trebuie doar să profitați de fapt că piața cum este și mai volatilă și să îmi folosesc tot arsenalul, nu poate nu știu mai potrivit cuvânt în situația asta, dar toate cunoștințele mele, da, care eu le-am să le aplic și în ultimul rând, ce? Volumul. Da? Și o să apară, poate am și întrebări, pe ei, cum așa, să facem bani pe, în cazul oamenilor. Nu vă mult așa, parcă nu strălui, conștiință. Suntem noi, nu suntem oricum. Exact. Situația e asta. Nu noi am provocat toată treaba asta, nu avem absolut nicio tangență cu ideea asta, iar lucrurile oricum au loc. Rămâne ideea dacă eu profit de asta sau nu profit de asta. Că mișcarea oricum o să fie. Eu o să fiu acolo sau nu am să fiu acolo. Da? Era și tot ideea asta cu... Ați văzut serialul Miliarda? Miliarda, Billions. Ați văzut, era faza asta când a încercat să-i ponegrească imaginea hedge fundului cu ideea că au făcut bani pe teractul din septembrie. Știți despre ce e vorba? Istoria. Toți știți, ca să mă mă repet. Teractul, da, da. De serialul. Nu știți ce s-a întâmplat. Clădirile alea Gemini, de fapt, erau niște business chat-uri, da? În care erau și hedge fund-uri, traderi care tranzacționau. No, în momentul în care s-a produs impactul, da, unului cu ăsta, cu clădirea, unul dintre traderi era ieșit, nu era în clădire. Și ce înseamnă, da, o smicalcă a pornit-o la timp. Nu s-a panicat, dar o gândit la rece. Păi oricum lucrurile s-au întâmplat. Da, de-am înapoi n-a să schimb nimic. Poftim? Logic și corect. Da. Doar el s-a gândit la ce? Că oricum asta, impactul care s-a produs, asta să aibă consecințe pe piața financiară. Da? Și el a deschis și a făcut. Hai să spuneți dumneavoastră, ați spus că ați văzut. Da, am văzut, dar nu aici ce-am făcut exact. Poftim? Nu știu ce-am făcut exact. Știu că a profitat de momentul respectiv, mă rog, era și o legătură sentimentală. În partea aceea a câștigat foarte mult și de aia știu că a fost blamat pentru asta, dar nu știu. Mecanic și financiar, a vândut, a cumpărat. Da, o mers cu ideea de companie aeriene. Ce s-a întâmplat? Înseamnă, a fost avionul luat în asalt, da? Adică a fost luat de teroriști. Asta ce înseamnă? Că ele, de fapt, nu sunt într-atât de siguri cum ar trebui să fie. Da? Asta e automat scadice încrederea în companiile aeriene. Și eu ce-a făcut, a intrat în și-a făcut, da, milioane peste noapte. Da? Ca ulterior să spune că iată, uitați-vă, colegii lui au decedat acolo în acea clădire, dar el, iată, prin cazul lor, a făcut bani. Faptul dacă el nu deschidea tranzacții și a schimbat, și era soarta colegilor decedați în astea. Apropo cu Petrol,
Ce este mai interesant a fost acum mai recent? 2019. Tot e vorba de un teract. Știți? Ați auzit de compania Aramco? Aramco este o companie petrolieră din Arabia Saudită. Este un gigant la nivel mondial în extragerea petrolului. Un grup terorist din Yemen au atacat cu dronele soldele care aparțineau de Aramco. A fost afectat jumătate din capacitatea din rezervele companiei, din capacitatea companiei de extragere, ceea ce s-a resimțit la nivel mondial, asta răsemna 5% din rezervele de petrol la nivel mondial. Cum crezi ce s-a întâmplat petrolul în acel moment? S-a ridicat prețul. Da? Asta este odată și impactul psihologic, stăchim puțin petrol și plus la asta, efectiv, s-au afectat la rezervele de petrol. Dar acum, recent, ce s-a întâmplat? Pe malul Nigeriei. Putem? Da. O lună, două urmă. Nu mi-a explodat nava care era. Și păstrat, adică, era, adică avea capacitatea de a transporta, de a depozita în jur de, nu știu, 2 milioane de barili. Ceea ce nu este puțin. Așa, bun, acolo nu era vorba de terac sau de... A fost un accident. De asta și spuneam că noi nu suntem în situația în care putem să schimbăm ceva. Pur și simplu trebuie să gândim la rece, să ne concentrăm și să facem de făcut. Este? Numai că nu o să vă gândiți. Trebuie și să faceți. Okay. Trebuie și să faceți, pentru că de la... Aveți cu asta, cu asta și am început lecția, că aveți cunoștință, că ați mai venit încă după cunoștință. Ideea este că trebuie să le aplicați. Robert Kiyosaki spunea că îi simte, așa spun, indignat sau nemulțumit de ideea când el la lecția lui pune o întrebare și îl vede clar că elevul îl știe răspunsul. Dar din faptul că el nu e sigur că nu e drept, dar nu e drept, dar poate ați zic o prostie, dar dă-mi bine stare. Și altul care e parc ceva știe, dar tu pomni, tu ne pomni și spune până la urmă, îl mai ajută altul și în final el spune răspunsul. Adică, de bine, poate el nu avea cunoștințele care le avea celălalt care a trecut, dar totuși până la urmă el a făcut, el a spus. Da? Și de asta el așa concluziona într-un fel sau altul că oamenii se diferențează, da? Fiindcă noi toți avem potențialul de a atinge noi culmi, da? În viața noastră, în cariera noastră, tot ce facem. Și doar că ideea că nu întotdeauna culmile le ating cei deștepți, ci mai des le ating cei curajoși. Da? Fiindcă ce folos că eu știu atât de mult, eu știu 6 feluri de Fibonacci și 2 le mai inventez și nu știu ce mi-a fapt, dar până la urmă eu numai le desenez. Trebuie să le și aplic cunoștințele care le am. Da? Sunt două sentimente care ne determină pe noi. Dacă noi să ajungem acolo sau nu, așa, nu o să ajungem. Știți care sunt ele? Exact. Care prevalează, aia de... Dacă prevalează curajul, înseamnă cu siguranță să ajung bine împornit. Dacă mă las influențat de frică, înseamnă că stau și mă uit și fac teorie din tablă și asta e. Și mă uit la alții care aplică și fac. Da. De asta totul este în mâinile voastre. Dacă vreți să faceți sau vreți să vă uitați. Doar că trebuie să fiți conștienți de un lucru. Că n-aveți cum să vă așteptați la
alte rezultate atât timp cât faceți același lucru. Da? Dacă stați și ați vă uitați, n-ați schimb nimic. Trebuie să și schimbați ceva, trebuie să faceți, să aplicați ca să fie alt rezultat. Da? Ce este frica? Un sentiment. Și pe lângă sentimentul de frică, mai aveam un sentiment? Spune, da? Avem, nu știu, sentimentul de dragoste, da? Sentimentul de furie. Dacă furie, foarte ușor am spus să vă dau un exemplu. Cu siguranță să văd situații în care, nu știu, vă certați cu cineva. Este? Și așa de tare te nevestă, cum ar trebui să vine să iei și să-i dai și la încă. Dar nu îmi lovești. De ce? De care nu? Că asta o să aibă consecințe neplăcute. Da? Adică tu ce? Tu te abții. Adică ce faci? Gestionezi sentimentul ăsta de furie. Adică eu furia pot să o gestionez. Același sentiment de dragoste, tot pot să-l gestionez, dar chiar dacă îmi place de persoană, n-am zis să arăt de pe drum. Da? Și atunci de frică, de ce m-aș fi să influența? Adică dacă celelalte sentimente pot să le gestionez, dar frica și nu pot să o gestionez. Avem un buton acolo, de on și off. Da? Azi vreau să fiu fricos, să-l lăs pe on. Dar mâine să fiu curajos, să stai în buton, să spun off. Nu, din păcate nu e asta. El se gestionează foarte și foarte simplu. De exemplu, mie mi-e frică din noțe. Mai este cineva mi-e frică din noțe? Da. Și eram cu student fiind, eram cu colegii la un bazin olimpic, care aveau și sărituri de la înălțime. Da, știți, standardele astea de jumătate, 5, 7, jumătate și 10. Și stăteam în jos, ne bălăceam, notam. Până când a venit unul dintre băieți cu ideea. Hai să sărim de sus. Trebuie să fie interesant. Adrenalin și așa. Și a început să sară băieții de sus. Îți duci primul. Adică ideea era care, cu provocare, hai că nu s-ai de la 10 metri. Și s-a dus unul și s-a dus și iese din apă cu așa niște ochi. Și nu, adică era compleșit de emoții, de adrenalină și asta e ceva tare, tare, tare plăcut. Și tu și a doilea, sare tot așa, ies. Eu cum, eu dacă știu că mă tem, unii sunt mai mari, mă tem, din înțeleg. Dar una, doi, a treilea și am început pe rând tot sara repetat și te sprind de bucurie, dar eu stăteam și o bălășeam jos. Vreau și eu să fiu ca dânși. Ce-am făcut? M-am dus sus și când am văzut că eu mai să zbun că balustrada și le-am spus că nu mă știu, nu nimic așa sus. Ce-am făcut? Și am pus să sară mai de jos. Și am sărit până când ce? Nu mai aveam nicio emoție. Până să săream fără niciun stres. Am urcat mai sus și am sărit până când am trecut peste pragul ăsta. Da? Și așa? Exact. Adică eu ce-am făcut? Eu îmi gestionam sentimentul ăsta de frică. Mi-e frică de viteză. Dar și nu te pune să mergi pe 120 prin oraș. Dacă tot ți-e frică să nu te lovești, ești reglementar cu 50. Asta tot, și încă un moment foarte, foarte important, că inacțiunea hrănește frica. Fiindcă, iarăși devin la exemplu care v-am spus, da, cu ideea de a sări de la înălțime. Dacă mă duceam pe margine și dacă începeam să mă uit mult în jos, în părți și așa, gata, și mai tare de la frica în mine. Că pur și simplu trebuiești fără să mă gândesc, că mă ajung și deodată să sări. Da, fiindcă inacțiunea, faptul că nu facem pasul ăsta și mai tare intră în frica în mine. Și de asta, dacă Dan dat exemplu cu viteza, mai pe ce trebuie reglementar? Vreau să transacționez, vreau să fac bani, dar așa mai tem să pierd banii? Dar nu îmi trebuie 10 loturi pe piață, omule. Și n-ați să-i pierzi.
Da? Fiindcă dacă în oraș spune că trebuie să merg numai mult de 50, merg hai cu 60 și e acceptabil, dar fiindcă eu pentru orice eventualitate pot să, să reacționez, că am să într-un curb, dar n-a să merg cu 120, fiindcă sigur la prima curbă am intrat drept în stâlp. Dacă depozitul meu, regula spune că la depozitul meu n-ar fi, mai, n-ar fi de dorit să cresc volumul meu mult, de exemplu, de 4-5 loturi active pe piață, înseamnă că o să mă încadrez în este 4-5 loturi pe piață. Și nu trebuie... Și asta stau liniștit. Fiindcă ăsta este volumul care, în cazul în care se ia un stop loss, este nesemnificativ pentru depozitul meu. Fiindcă totul este calculat. Fiindcă eu pe piață n-am să expun tot. Tot volumul care l-am. Eu să expun o parte din, din depozitul meu, astfel încât chiar dacă și mi-am luat un stop loss, rămâne oricum, asta este o parte nesemnificativă pentru depozitul meu și mai departe am să gestionez. Dar dacă eu vreau să fac americanski gorghi pe, pe piață, șansa să-mi expun o parte din depozit, da, e probabilitatea mare, da, dacă se duce împotriva mea, ce-a făcut? Da, că am avut ceea care a rămas. Și normal, după ce am avut mult și am puțin, normal de-am bătut. Dar și eu pusmești pe 120 în corp în oraș. Înțelegeți care este cheia la toată, toată ideea asta? Volumul care îl puneți pe piață. Și în funcție de, odată, volumul de, dependență de depozit, plus și instrumentul pe care am să intru. Dacă mie mi se, e ok la depozitul meu 4 loturi pe Forex, asta nu înseamnă că sunt 4 loturi pe Nasdaq. Înțelegeți? Și spun. Dacă pe autostradă mi-e permis să conduc 130, asta nu înseamnă că un oraș pot să merg 130. Asta e, de fapt, și este tot poate cheia, da? Ca activitatea mea să fie de, de lungă durată. Și atunci dispare toate statisticile, da? Care sunt referitor la domeniul trading-ului. Da? Știți sau nu știți? Statistici. Nu știți? Cât 70 sau chiar 90%? 90%. 90%? Da. 90% din traderi pierd. Serios? M-a spus întrebarea, dar, dar cum e făcut statistica asta? E întrebat în pește, că tot. Și nu a întrebat. Pe mine niciodată nu m-a întrebat dacă am pierdut sau am știut. Să luată informații de la broker cât de caut de fost. Bun, și s-au făcut unii de broker, dar haide să stai brokeri de lume să ne adunăm aici la masă și tac, la tine cât s-au pierdut, atâția, dar la tine cât s-au pierdut, atâția, dar nu știu, hai să faci mea, că sunt o tată, s-au pierdut. Așa vă imaginați asta? Nu, ca un raport. De aia, câte conturi s-au deschis, câte s-au închis, la tine la telefon. Și bun, conturi. Câte conturi s-au deschis, câte conturi s-au închis. S-au deschis, să spunem, un milion de conturi de, de ăștia, de velichii traderi care deschid 50 de baxuri și cu ideea chiar să răzărbească rândul. Dar mulți să zici de asta și ca valoare nu poți să estimezi. Da. Așa, da, cred. Eu ba mai mult răspund, cam 99%. Are capitalul, business-ul nevoie de 50 de euro. Da? Deci nu știu ce cifră de afaceri se spune așa un business. Care și-a făcut?
El, practic, el nu are de ales. El merge pe, de nici nu pe bordură. La fac. El, imaginați-vă că merge pe sfară și o mică pierdere de echilibru, că ai căzut de pe sfară. El, pur și simplu, nu mai are. Cât se deschide cu un gen, se deschide tranzacția. El, efectiv, nu mai poate să deschidă cu astea și el intră cu 50 dolari. Sau. Și asta ce înseamnă? Riscul 100%. Făceam 5-7 dolari. Asta a contribuit la dezvoltarea lor, la ridicarea nivelului de viață care am dus eu. Eu cred că o idee de 5-7 dolari, cred că dacă lucrez la stat, tot nu e de zi. Și acolo e... pe săptămână. Eu de zi zi. Măcar dacă lucrez la stat, din gine e de rău, dar la sfârșit nu este. Da? Работа стоит, да, salariul vine acum. La sfârșit... Poate sunt și pensii, da, asta tot, adică să vizăm și pensii, ca să ai la sfârșit. La sfârșit nu știu ce să-i spun. Ce părere aveți prin venitul ăsta stabil? Ce să iei o stabilitate oarecare, să ai un salariu? Eu spun că asta e sărășie stabilă. Nu că și asta. Și ideea care ați menționat-o și dumneavoastră cu pensia, dar din păcate am... Bun, și ceva din mai parte prins, părinții noștri cu siguranță au prins. A fost așa timpul în care așa e o format și din păcate la noi sistemul nu s-a schimbat. Pe noi din start îmi făceau în ramcă la școală. Tu trebuie să înveți gine, ca să iei diploma, ca să duci la училище, ca după asta să lucrezi la завод, ca după asta să ai o pensie. Iată, tine de la școală, din clasă primare, ți-au pus, iată, trebuie să faci așa, așa și așa. Și tăți trebuie să fie egal și nimeni nu trebuie să aibă mai mult dictat. Așa că chestia... Poftim? Am dat sărac. Înțeleg. Dat sărac. Dat sărac. Ca idee. Și iată de acolo și chestia asta, noi n-am trăit-o o lună, două sau una. Și chestia asta undeva a rămas în subconștientul părinților noștri. Da? Și dacă... Și nu putem să-i învinovățim pe asta, dacă ei așa au fost crescuți. În mod firesc, cam asta ne dădeau și nouă. Și nu știu ce am făcut în trecut. Exact. Și nu înțeleg acum tineretul care încearcă să iasă din limitele astea. Noi, iarăși apropo la cum ați menționat și dumneavoastră, da, de trader care lasă eu astfel discurs și să mai trebuie despre ei, să mă învăț, da. Iarăși vine de aici. Noi am fost formați ca popor să fim universali. Noi știm tot să facem. Da? Eu, pentru că eu schimb santehnic, las eu să mă duc și o să fac copt, plesnești țară. Eu santehnic cu asta, le-am mai departe să fac. Dar noi știm să facem tot, dar nimic 100% bine. Suntem universali. Pentru că eu să mă întreb instruiești așa, las eu să... Sunt și, nu știu, myself deschid, să mă răzbereți eu cum faci. Să învățam cursul de bicicletă, m-am spus să aici. Și încep să fac și... Da, nu, și cu partea asta că am deschis și am lăsat bani acolo. Asta, mi-e place foarte tare să dau comparația asta, apropo de ideea cu depozitul, dacă îl expui pe piață. Ca și cum vreau să deschid o gheretă în care să comercializez legume. O gheretă micuță, nu știu, un curtea blocului. Ok, am avut cheltuielile care le-am avut, am cumpărat gheretă, am amplasat-o, îmi pornesc activitate. Trebuie să mă aprovizionez. Să presupun că vreau să vând roșii, castraveți, așa, așa. Mă uit, cât mi-a mai rămas SRL-ul meu mai? Nu, să presupunem 10.000 de euro. Și
și cumpăr roșii de 10.000 de euro. Dar într-o ghiretă din curtea plumbului. Da? Vine remorca plină cu roșii. Cât roșii pot să vând eu în curtea plumbului? Am vândut o roadă, două, trei, zece, restul a rămas, s-a stricat și am aruncat. Dar nu vizu și ăsta cu legumele și trăiile. Urma cu banii de bani. Ia că cam așa și de traderii care las, ia sam, разберусь, da? Și deschid, și nu știu dacă se spune, face 50 de euro. Și-o lăsat acolo. Și eu știu, te 100% expus. Da, nu. Posibil. Contul este să văd și asta este. Bun. Am deviat un pic de la subiect. Da. Ideea este în felul următor. Scopul masterclass-ului de astăzi a fost în ideea că odată trebuie să ne păstrăm calmul, să gândim la rece. Și doi, trebuie să profităm din orice situație, dar trebuie văzut partea plină a paharului. Ok? Da. Poate aveți careva întrebări?